Diferă oarecum. Rapid și-a propus să câștige titlul, Universitatea doar să obțină un loc ce, care să-i permită să joace în cupele europene ediția viitoare. Cert este că vom avea un meci foarte frumos, pentru că în general partidele dintre Rapid și Universitatea Cluj au fost spectaculoase. Dacă vă aduceți aminte de meciurile din urmă cu 3 sezoane, dacă vă aduceți aminte de meciurile de la mijlocul anilor 90 și mai mult în timp pentru cei mai în vârstă, cu siguranță sunteți de acord cu noi că vom avea o partidă spectaculoasă în această seară. Universitatea Cluj, una dintre cele 3 echipe care au reușit să învingă Rapidul în sezonul de toamnă. Dacă meciul s-ar fi disputat atunci, puteam spune că Rapid este favorită clară, deoarece giuleștenii au terminat în fanfară, aș putea spune, cu o victorie pe terenul Vasluiului, 1-0, în timp ce Universitatea Cluj a gâfâit, nu s-a regăsit absolut deloc. 5 meciuri fără victorie, doar 3 puncte din 15 posibile pentru echipa lui Ionuț Badea. Foarte multe probleme pentru șefcile roșii. Să se înceapă așadar această întâlnire. O așezare din prima foarte ofensivă am văzut pentru Universitatea Cluj. Erau 6 jucători poziționați pe linia de centru. Rapid are obiceiul să înceapă foarte bine partidele, cu pressing avansat, cu agresivitate. Linge dificilă pentru Abrudan. Pancu a avut o reacție puțin întârziată. Roman centrează din prima. Minge care ajunge la Teixeira Surdu din voleu. Minge care trece pe lângă poarta lui Bornescu. Un plonjon pentru fotografie aflat în spatele porții. Pancu, un 2 reușit cu Romeo Surdu. Surdu își pune mingea pe șut. Șutul lui Surdu respinge Bornescu în față. Roman acrobatic, dar nu are suficientă forță. Un șutul de mai devreme expediat de Romeo Surdu, în condițiile în care variantele de continuare ale fazei erau destul de limitate. Mihai Roman și Pancu se aflau foarte apropiați unul de celălalt. Am văzut și reluarea. Viteză bună pentru Marian Cristescu. Încearcă să treacă de Marcos Antonio. S-a complicat Marcos Antonio, a revenit Cristescu. Centrarea lui Achim, ocazie importantă. Adrian Cristea trimite peste din poziție bună. Apar foarte bine la finalizare băieții lui Ionuț Badea, care își simte echipa într-o zi. Crețu, Surdu, joacă din prima la margine, o fază construită bine. Mihai Roman, spațiu pentru centrare, centrează Roman Bornescu! Foarte bună centrarea lui Mihai Roman, exact ca la carte. O minge, o centrare șutată acolo în 6 metri, cu probleme pentru Bornescu. Destule ezitări pentru Mircea Bornescu în acest debut de meci. A degajat... O fi și el dominat de emoții. Probabil să nu fie dominat de sentimente. A degajat greșit mai devreme o minge pe care Grigore nu a reușit să o intercepteze. Acum, iată, scapă în corner un balon nu tocmai ușor, dar nici foarte greu. Surdu, ajunge mingea la Surdu, încearcă să se înșurubeze. Centrarea lui Roman în colțul scurt, devierea lui Surdu. Grigore blocat, nu se știe cum, de Ovidiu Hoban. Nu-mi dau seama cum mingea trimisă cu capul de Nicolae Grigore a rămas foarte aproape de jucătorul Rapidului. Haideți să ne uităm cu atenție la această fază în mână. L-a atins mingea în mână pe Hoban. Foarte mică distanță. Nu exista distanță de joc între cei doi. O victorie liberă pentru Rapid. Mihai Roman. O centrare a lui Roman. Glauber! Glauber dintr-un unghi foarte dificil. Era greu cu stângul de acolo să prinzi cadrul porții. Mai degrabă dacă te-ai fi dus cu dreptul să o prinzi din lateral. Iată-l pe Glauber. Cam era cu stângul peste dreptul. Nu era mișcarea normală pe care ar fi trebuit să o facă fundașul central al Rapidului. Cu o primă repriză foarte bună, mai puțin această fază când practic îi oferă mingea lui Romeo Surdu. Surdu acum pune latul, însă lovește mingea prea ușor. Da, a încercat să plaseze mingea la colțul lung. Bojovic pentru Dan Alexa. Alexa cu o pasă spre Teixeira. Abrudan recuperează doar pentru moment. Alexa cu o pasă întoarsă pentru Surdu. Poziție regulamentară a lui Surdu. Mingea a căzut pe brațul lui Achim. Teixeira, ajutul lui Teixeira blocat de Achim. Două intervenții foarte bune ale lui Sebastian Achim. Și iată faza de mai devreme. Nu pe aceasta am fi vrut să o
Să o vedem. Pe prima, aici a fost o respingere, mi s-a părut regulamentară a lui Achim. Iată pasa lui Dan Alexa și da, cu mâna a luat-o. Cu brațul, mingea a căzut pe braț lui Achim. A fost hands. Da, brațul cu care și... încerca să-l țină la distanță pe Romeo Surdu. Da, iar apoi din inerție, din mișcarea brațului, a respins cu mâna, practic, a voleibalat acea minge. Putem spune că trebuia dictată lovitură de la 11 metri. Greu de văzut însă pentru Cristi Balaj. Se termină 0-0. Prima repriză dintre Rapid și Universitate. O diagonală, minge care ajunge la Alex Ioniță. Ioniță, în spatele său este Surdu, demarcat Ioniță din întoarcere. Un călcâi ar fi rezolvat această fază. Dezamăgit Romeo Surdu de felul în care a tratat Alex Ioniță acest moment. N-a avut încredere să șuteze din prima Alex Ioniță. Era și puțin dificil să o facă. Nu l-a văzut pe Surdu, clar, nu, nici măcar nu l-a auzit, cred, nu știu dacă Surdu i-a strigat ceva. Un singur om stă în fața mingii la această lovitură liberă, va încerca să trimită Mihai Roman cât mai periculos, o face spre 6 metri, nu iese deloc bine Bornescu. Va fi doar repunere din 6 metri, Bornescu a ajuns al doilea. În acel duel la minge cu Nicolae Grigore. Foarte ezitant Mircea Bornescu. Surd într-o dispoziție formidabilă în această seară, reușește să-i fure mingea, se ciocnește Roman de Sucala. Surd în poziție regulamentară, Surdu! Roman până la urmă Brudan reușește să respingă. Ce ocazii pentru Rapid în minutul 56. Defensiva Universității depășită foarte, foarte ușor, ceva mai devreme. Surdu a avut însă nevoie de prea mulți pași pentru a-și lua inima în dinți și a trage spre poarta lui Bornescu. A fost un fault, o intrare întârziată a lui Glauber la Adrian Criste. A lăsat inițial legea avantajului Cristi Balaj, apoi a revenit. Noi vedem faza, poziție de offside, pare, la Romeo Surdu. Roman era... Roman, cred că era cel în offside. A protejat excelent aici. Aici, dacă ar fi căzut după intrarea lui Sucala, cred că se putea dicta lovitură de la 11 metri. A preferat să continue. Când n-a fost atins, a căzut. Când a fost contact între el și jucătorul Universității Cluj, nu a căzut Romeo Surdu. A crezut că poate continua și că poate finaliza. Mâine seară la 9:30 în direct la DigiSport la Mioveni. Acum ocazie de gol pentru Rapid. Filipe Teixeira nu poate cadra această minge. Ce intervenție la sacrificiu din partea lui Ovidiu Hoban. Ovidiu Hoban, exact jucătorul de care vă spuneam în prima repriză, că este foarte, foarte bun, are plasament, are intuiție, jucătorul de care avea nevoie Universitatea Cluj. Corner pentru giuleșteni, Roman, Marcos Antonio, mingea cade acolo în care Dan Alexa, gol! Gol Rapid, 1-0, minutul 68, marchează Dan Alexa la capătul unei presiuni pusă de echipa lui Răzvan Lucescu în jumătatea de teren clujeană. După multe eforturi, după multe faze bâlbuite la poarta lui Bornescu, Dan Alexa apare și împinge mingea în plasă. Primul marcator de Național Arena, Dan Alexa, marchează primul gol al Rapidului în acest retur. Iată cum rămâne mingea acolo în 6 metri. De nepermis aceste erori pe care le-au făcut clujenii în defensivă. Al doilea gol marcat de Dan Alexa în acest sezon. El a punctat și la partida, și în partida cu CS Mioveni, câștigată cu 4-0. Face Răzvan Lucescu a doua modificare, iese Surdu și intră Ștefan Grigorie. O modificare logică, Surdu are cartonaș galben, este un jucător care pune mult suflet, aleargă foarte mult și pentru a nu-l expune Răzvan Lucescu îl schimbă cu Grigorie. Și cred că este pentru prima dată când Surdu e aplaudat de toți suporterii Rapidului, o atitudine foarte bună, nici nu avea cum să fie altfel. Surdu a dat tot ce a avut mai bun în această partidă.
Teixeira îi fură subtil mingea lui Cristescu. Teixeira oprește balonul cu talpa. Ioniță, Grigore, Grigore prinde Bornescu. Și acum cu destule emoții a reținut portarul Universității Cluj. Ardelenii nu pot reacționa după golul marcat de Alexa în urmă cu 5 minute. Nu s-au apropiat deloc periculos de partea lui Coman, băieții lui Ionuț Badea. Croșetează frumos, însă ineficient, recuperează Teixeira, a cerut Cojomleanu un hands la jucătorul Rapidului, continuă Teixeira cu pasă spre Alexandru Ioniță, fentă al lui Ioniță, centrarea în brațele lui Bornescu. Oricum nu avea prea multe variante, Roman era departe. Marinescu a trecut de Grigore, accelerarea lui Marinescu, Marinescu în continuare pentru Grozav, poziție regulamentară, Grozav, Grozav, gol! Gol, Universitatea Cluj! Marchează Gheorghe Grozav în minutul 82, stupoare în Giulești, la prima acțiune periculoasă în această repriză secundă, Clujul dă lovitura. Însă ce acțiune? Exact, exact ce trebuia să facă jucătorii Universității Cluj, asta au făcut. Tot spuneam mai devreme că pe toate ieșirile pe contraatac au preferat pasa în lateral. Acum Marinescu pleacă excelent cu mingea la picior din propria jumătate. Nici vorbă de offside la Gicu Grozav. Elegant, Grozav, levit acolo pe Dani Coman și cu foarte multă stăpânire de sine marchează 1-1. Gol... Gol extrem de important, gol venit contrar cursului partidei. Da, Marinescu a hibernat timp de o repriză și a păstrat forțele. Grigore, care avea cartonaș galben, a evitat să-l faulteze. Dan Alexa, care s-a aflat și el în preajma sa, a avut o tentativă timidă de a-i da peste picioare, s-a răzgândit în ultimul moment. Și iată ce înseamnă ca un mijlocaș să vină, un mijlocaș cu clar viziune, să vină cu minge controlată pe fundașii centrali, o pasă printe de demarcare excelentă a lui Grozav, care a cerut mingea așa cum trebuie, pe poziție viitoare, și este 1-1. Învăluie excelent Sebastian Cojocnean, centrarea lui Cojocnean, vine Toni! Ocazie uriașă, ratată de nigerianul Toni. Universitatea Cluj putea da lovitura în Giulești în minutul 87. Mingea cred că i-a venit puțin prea jos lui Toni decât s-ar fi așteptat. O lovește cumva înghesuit acolo, a ținut cornul în pământ, cum se spune. Și din pământ mingea a sărit în transversală. Balonul în posesia lui Marinescu, are spațiu Marinescu, însă o ia spre tușă. Probabil Universitatea se mulțumește cu această remiză, deși a fost aproape de victorie la lovitura de cap al lui Toni. Într-adevăr, e final de partidă, Rapid, Universitatea Cluj, 1-1 în primul meci important al acestui start de retur. Goluri marcate de Dan Alexa în minutul 68, a egalat pentru Universitatea în minutul 82 Gicu Grozav. Bucuria lui Ionuț Badea, prima remiză între Ionuț Badea și Răzvan Lucescu în calitate de antrenori. Badea îl conducea pe Lucescu cu 2-1 la capitolul victorii. Un egal, aș spune până la urmă, bun pentru Rapid. A întâlnit un adversar greu, Universitatea Cluj, în acest sezon de primăvară va pune mari probleme tuturor echipelor pe care le va întâlni, și alte formații de acolo din lupta pentru titlu vor putea pierde puncte în fața Universității Cluj. Și exact ce spuneam, Universitatea Cluj joacă mai bine în deplasare decât o face pe teren propriu. Obține un punct important în primul meci, nimic nu este decisiv acum, abia peste 5-6 etape vom putea vorbi de partide cu adevărat decisive.